Lumea are nevoie de oameni cu un caracter nobil. În Coloseni, capitolul 3, cu versetul 23 și 24, găsim scris: orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Adevărata educație nu ignoră valoarea cunoașterii științifice sau a realizărilor literare, însă ea prețuiește puterea mai mult decât informația, bunătatea mai mult decât puterea, caracterul mai mult decât realizările intelectuale. Lumea nu are atât de multă nevoie de oameni cu un intelect puternic, cât de oameni cu un caracter nobil. Are nevoie de oameni în care calitățile să se afle sub controlul principiului statornic. Înțelepciunea este lucrul cel mai important, de aceea dobândește înțelepciunea, Proverbe 4:7. Limba înțelepților dă știință plăcută, Proverbe 15:2. Adevărata educație transmite această înțelepciune. Ea ne învață cum să folosim optim nu numai una, ci toate puterile și cunoștințele noastre. Ea acoperă astfel toate tipurile de obligații, obligațiile față de noi înșine, față de lume și față de Dumnezeu. Formarea caracterului este cea mai importantă lucrare care a fost vreodată încredințată făpturilor omenești, nici când până acum nu a fost atât de importantă studierea lui cu sârguință. Nici o generație din trecut nu a mai fost chemată să facă față unor chestiuni atât de însemnate. Niciodată nu au fost confruntați tinerii și tinerele cu primejdii atât de mari precum cele care îi amenință în aceste zile. În adevărata educație, ambiția egoistă, lăcomia de putere, nesocotirea drepturilor și a nevoilor omului, care sunt un blestem pentru lumea noastră, găsesc o împotrivire fermă. Planul lui Dumnezeu pentru viață include fiecare ființă omenească. Fiecare dintre noi are datoria de a-și folosi talentele la maximum, iar credincioșia în acest lucru, fie că darurile sunt multe, fie că sunt puține, ne conferă dreptul la cinste. În planul lui Dumnezeu nu există loc pentru rivalitate egoistă. Cei care își sunt singuri etalon și care se compară cu ei înșiși nu sunt înțelepți. 2 Corinteni 10:12. Tot ce face cineva trebuie făcut după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. 1 Petru 4:11. În orice generație și în orice țară, adevărata temelie și adevăratul model pentru formarea caracterului au fost aceleași. Legea divină: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Luca 10:27, marele principiu manifestat în caracterul și în viața Mântuitorului nostru, este singura temelie sigură și călăuză de încredere. Ascultarea de poruncile sale este la fel de actuală ca și atunci când au fost rostite aceste cuvinte către Israel. Aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor. Deuteronom 4:6. Părinte Ceresc, te rog, trimite Duhul Tău cel Sfânt să transforme viața mea și să-mi formeze un caracter nobil, plăcut Ție, iar apoi la rândul meu să pot să reflect acest caracter minunat al Tău celor de lângă mine. Îți mulțumesc că și astăzi sunt biruitor prin Tine. Fii slăvit și lăudat. Amin.